Un nou proiect de modernizare a infrastructurii rutiere din Gorj a fost aprobat astăzi în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Județean Gorj. Proiectul de hotărâre vizează aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție modernizare infrastructură rutieră de interes județean pe drumul județean 663A, ce traversează localitățile Târgu Jiu, DN66, Botoroci, Văcarea, Țârculești, DJ674A, intersecție cu DJ663 și drumul județean 674A, ce traversează localitățile Țârculești, DJ663A, Țicleni, DJ675. Botoroci, Văcarea, Țârculești, intersecție cu DJ663 și drumul județean 674A, ce traversează localitățile Țârculești, Țicleni. Comisia juridică. Urbanism. Prognoze. Buget favorabil. Vă supun votul articolul 1. Voturi pentru. Potrivă. Abțineri nu sunt. Articolul 2. Voturi pentru. Potrivă, abține, nu sunt. Vă supun votul hotărât. Cine este pentru? Potrivă, nu. Abține, nu adoptat. Valoarea totală a proiectului se ridică la suma de 142.831.108,98 de lei, având ca termen de finalizare 24 de luni.